Într-o această zi istorosi a cuviosului părintele nostru Daniil, despre Andronic și despre soția sa, Adanasia. Acest cuvios andronic a fost în Antiohia cea mare cum este șugul lucrător de arcint, foarte cucernic plin de fapte bune și bogat. Și și-a luat femeie pe Atanasia, care și ea era curată și iubitoare de Dumnezeu viețuind ei cu cinste după plăcerea Domnului, înfrumusețându-se cu toate bunătățile. Iar bogăția lor, în care erau îndestulați, o împărțeau în trei părți, o parte cheltuindu-o la săraci, alta la împodobirea bisericilor, iar a treia la trebuința casei lor. Și au născut un fiu și o fică, iar după nașterea celor doi copii, n-au mai voit a se cunoaște trupește și se nevoiau amândoi porurea în curățenie, la rugăciune, la a face bine săracilor și la a căuta pe bolnavi. Și viețuind 12 ani împreună, fiilor aveau la o vârstă ca aceia ce, care aduceau multă bucurie părinților. Dar într-o zi copiii îmbolnăvindu-se au și murit iar fericitul Andronic nu se arăta prea mâhnit de acea întâmplare, bancă a și strigat acel fericit cuvânt al lui Iov zicând, Gol am ieșit din pântecile mamei mele și gol mă voi întoarce în pământ. Domnul a dat, domnul a luat fie numele domnului binecuvântat. Și altele ca acestea, zicea fericitul. Iar femeia lui Atanasia avea jale nemângâiată, Srobinu-se cu atâta plâns de mare mâhnire, atât a slăbit de era să moară, că zicea. Să mor și eu cu copiii mei. Deci la îngroparea fiilor lor s-au adunat toți cetățenii și însuși patriarhul și cu tot clerul său și îngropară la biserica Sfântului Iulian. Dar după îngropare, Atanasia nu voia să meargă la casa ei, ci ședea lângă mormântul fiilor săi plângând dar la miezul nopții s-a arătat ei Sfântul Mucinic Iulian în chip de călugăr zicându-i, Pentru ce nu lași pe cei ce sunt aici să se odihnească o femeie? Iar ea a zis, Nu te mânia pe mine, Doamne, de vreme ce mâhnită sunt, că doi fi am avut și pe aceștia i-am îngropat împreună astăzi. Iar el i-a zis ei, Dar pentru ce plângi pentru dânsii? că îți spun ție în ce chip caută firea omenească mâncare și nu se poate anui da ei. Așa și copiii tăi se hănesc cu cereștile bunătăți de la Hristos pe care roagă-l tu zicând. Dreptul e judecător ne-a lipsit pe noi de cele pământești, drept aceea nu ne lipsit pe noi de cele cerești. Iar ea, auzind acestea, s-a umilit și și-a schimbat mâhnirea bucuriezii când, Dacă fiii mei vețuiesc în cer, pentru ce să plâng?" Și și-a întors fața cea mai mult să vorbească, ca mai mult să vorbească cu cel ce i se arătase ei, dar nu l-a mai văzut pe el. L-a căutat apoi prin toată biserica și n-a aflat pe nimeni. Și a zis portarului, Unde este părintele acela care acum a vorbit cu mine?" răspunsă portalocul. Oare nu vezi că porțile sunt încuiate și n-a intrat aici nimeni, apoi cum zici că a vorbit cineva cu tine? Atunci Atanasia a cunoscut că a avut o vetenie și s-a înspăimântat foarte și mergând la casă ei a spus bărbatului ceea ce a văzut și ce a auzit și s-a mângâiat de întrisare și nu după multă vreme a zis Atanasia către Andronic, Slobozește-mă la o mănăsire ca să-mi plâng păcatele mele. Și primind cuvântul cu bucurie că aceea dorea și el, au început a împărți cea mai a mare parte din avoția lor la săraci. Au eliberat robii cei cumpărați, iar celălalt avoție au dat-o socrului său, să facă bolniță pentru săraci ca să de găsuire străinilor și luându-și ei puține afere, cât să le fie pe cale, au ieșit noaptea din cetate, numai amândoi singuri. Iar fericită Atanasie, întorcându-se, a văzut de departe casă ei și căutând spre cer, a zis, Dumnezeule, cel ce ai zis lui Avram și Sarei, ești din pământul tău, din iamul tău și vin în pământul pe care ți-l voi arăta eu. Tu caută și spre noi și ne du pe noi pe calea ta. Iată, pentru numele tău am lăsat calea deschisă, să nu ne închizi nouă ușile împărăției tale. Și plângând amândoi, au mers la în calea lor. Și ajungând la Ierusalim, s-au închinat la spintele locuri. Și vorbind cu mulți pă părinți, au luat binecuvântare de la dânsii. Și auzind de părintele Daniel, au mers la dânsul și s-au închinat lui, iar el vorbind cu dânsii, Cuvânt de mântuire mult le-a folosit lor, și le-a scris lor o carte și a binecuvântat ce a îndrumat spre mănăsirea tabenii Sioților în Egipt. Deci, mergând de acolo, a lăsat fericitul andronic pe smânta lui soția Atanasia, în mănăsirea de femei, iar el întorcându-se la părintele Daniel, a primit îngerescul chip și a petrecut fericitul lângă acest părinte 12 ani, nevoindu-se. După aceasta a rugat pe părintele să-l învoiască pe el la Ierusalim, să se închine Sfintele loc locuri, Și făcând rugăciune, părintele Daniel l-a slobosit pe el cu binecuvântare. A mers apoi părintele Andronic în părțile Egiptului și a șezut să se odihnească puțin sub un copac și iată după rânduiala lui Dumnezeu, a văzut, -o pe fericita, a văzut pe fericita Atanasia, femeia sa, care mergea îmbrăcată în chibă răbătesc, și s-au închinat unul altuia. Deci a cunoscut Atanasia pe bărbatul ei, dar el nu a cunoscut-o pe ea, că față ei se vesejise de înfrânare și era neagră ca un arab. Și afară de aceasta încă și rânduia la ei o schimbase, îmbrăcăminte bărbătească purtând. Deci a întrebat ea pe Andronic zicând, Oare nu ești tu, Andronic, ucenicul părintelui Daniel?" Iar el a zis, eu sunt. Și iarăși l-a întrebat, deci unde mergi, Ava Andronic? Răspuns Andronic, merg la sfintele locuri să mă închin. Dar tu unde mergi și cum îți iese numele? Iar ea a zis, mă duc și eu la sfintele locuri și numele îmi este Atanasie. Ca așa își schimbase numele său în loc de Atanasia, s-a numit Atanasie. Și a zis Andronic, deci să mergem împreună. Iar Atanasia a zis, de să mergi împreună cu mine, apoi să pui pază gurii tale, ca în tăcere să călătorim. Iar el a zis, bine, să fie așa cum voiești. Grăită Atanasie, să mergem dar și rugăciunile Sfântului Tău areți să călătorească cu noi. Și ajungând la Sfânta Cetatei Ierusalimului și închinându-se la Sfintele Locuri, s-au întors în tăcere la Alexandria. Și a zis at Atanasie către părintele Andronic. Vă părinte să petrecem amândoi într-o chilie, răspuns Andronic, să petrecem însă mai întâi? Voi întreba de ne va porunci nouă sarețul să petrecem împreună. Și a zis Atanasie. Deci mergi și întreabă, iar eu te voi aștepta pe tine în schitul ce se cheamă 18- și deți va părunci, părintele, să vii la mine și precum am umblat cu tăcere ușa, așa, în tăcere și închilie să petrecem, iar de nu vei putea să petreci cu tăcere, să nu vii la mine, că chiar de ar și părunci, părintele, nu vreau să viețuiesc acolo unde nu ar fi tăcere. Și mergând Andronic la Ava Daniel, I-a spus lui toate despre împreună călătorul său, Atanasie, și a zis Danilui Andronic: Mergând să iubi, să tăcerea și să petreci cu Atanasie că desăvârșit călugăr este. Deci, a luat Andronic pe Atanasie și l-a dus pe el la Chiliasa și au petrecut în frica lui Dumnezeu cu tăcere alți 12 ani. Și n-a știut Andronic că Atanasie este soția lui, că se ruga aceea lui Dumnezeu cu deadinsul să nu fie cunoscută de bărbatul său. Iar Rava Daniel adeseori venea la dânșii și învăța pe ei. Deci după ce a fost la dânșii, mult grăindu-le de folosul sufletului, pe când se întorcea la chilia sa, l-a ajuns pe el fericitul Antonix zicându-i. Părinte Daniel, părintele Atanasie se duce către Domnul și întorcându-se sarețul a aflat pe el cum de mare înfocare. Și-a început Atanasie a plânge și a zis lui Sarețul, Se cadeți, ia te bucura, iar nu a plânge, de vreme ce mergi să întâmpin pe Hristos." Răspuns Atanasie, Nu pentru mine, ci pentru părintele Andronic plâng." Ci să ai bunăvoirea, părinte, și după îngroparea mea, aflând o scrisoare sub căpătăiul meu și citind-o pe ea, să o dai părintele lui Andronic." Și făcând rugăciunea, s-a împărtășit Atanasie cu Dumnezeu taine și s-a dus către Domnul. Și au venit frații ca să îngroape trupul lui și aflară că Atanasie era femeie cu firea, iar Ava Daniela a aflat sub căpătăiul ei scrisoară și citind-o pe ea, a dat lui Andronic. Atunci a cunoscut Andronic că Atanasie era femeia lui și toți au proslăvit pe Dumnezeu. Și s a auzit ace aceasta în toate lavrele Alexandrii și la schiteni și la schitenii cei ce purtau haine albe și îngropară cu cinste sub sfântul trup al fericitei Atanasia slăvind pe Dumnezeu cel ce i-a dat ei o asemenea răbdare iar după îngroparea ei a petrecut sarețul Daniel ca o antronic până la al zi iar în ziua a șaptea, făcând pomenirea celei ce se mutase, a voit să ia pe părintele Andronic în chilia sa. Iar Andronic îl ruga pe el zicând, Lasă-mă aici, părinte, ca și el să mă înrob cu doamna mea. Atanasia și Sarețul lăsându-l pe el s-a dus. Și încă înainte de a sosi el la chilie, l-a ajuns al călugăr zicându-i, Părintele Andronic se duce către domnul. Și a trimis sarețul în urma părinților celor ce se dusese răzicând, întoarceți vă cu mine la părintele Andronic. Iar ei, întorcându-se, la oflat pe el, abia viu și au fost blagosloviți de el. Și spărsindu se cu pace părintele Andronic, s-a făcut dezbinare mare între schiteni și cei din schitul XVIII. Că petrecea cu viosul Andronic și a fericitei Atanasiei, era între două schituri, că ziceau cei cu haine albe. Este fratele nostru și vom lua pe el în schitul nostru, ca să ne ajute nouă rugăciunile lui. Asemenea și părinții din schitul 18 nul ziceau, al nostru este fratele și sora lui fericită Atanasia, iar noi să se așeze. Și abia Potolin nu se-a îngropat pe cuviosul Antronic împreună cu fericita Atanasia, lăudând pe Dumnezeu cel minunat într-o spinții săi, căruia se cuvine slava în vecii vecilor. Amin.